Paul al României a fost dat în urmărire internațională după ce polițiștii nu l-au găsit la reședința lui din centrul capitalei. Acesta a fost condamnat definitiv la 3 ani și 4 luni de închisoare cu executare în dosarul retrocedărilor ilegale a fermei Băneasa și a pădurii Snagov. Locul în care s-ar afla Paul al României nu este cunoscut deocamdată de oamenii legii. Soția sa le-a spus polițiștilor care au mers aseară să-l ridice că nu este acasă, însă nu le-a spus și unde este acesta. Oamenii legii au intrat în imobil și au verificat fiecare etaj al vilei. Ar fi căutat chiar și în dulapuri și pe sub paturi, însă fără niciun rezultat. În schimb, omul de afaceri Rămustruică a fost ridicat de la domiciliul său după ce a fost condamnat să stea 7 ani după gratii. În același dosar au mai primit pedepse 2 oameni de afaceri israelieni, 5 ani de închisoare. Paul al României a primit 3 ani și 4 luni de detenție pentru că a beneficiat de retrocedarea terenurilor, deși știa că procedura a fost ilegală ca urmare a influențării funcționarilor. Făcuse o înțelegere cu Rămustruică să-i cedeze acestuia până la 70% din bunurile obținute dacă afacerea va avea succes. Omul de afaceri Rămustruică a primit cea mai mare pedeapsă, 7 ani de detenție, pentru că ar fi orchestrat întreaga afacere imobiliară. Odată retrocedate, cele 28 de hectare din suprafața fostei ferme regale pe numele lui Paul al României, acestea le-a vândut către offshore-ul deținut de omul de afaceri. La rândul său, acesta i-a schimbat proprietarul, o parte a terenului ajungând la interpușii israelienilor Benjamin Steinmetz și Tal Zilberstein. Cei doi au primit pedepse de câte 5 ani de închisoare pentru trafic de influență și complicitate la spălare de bani. Zilberstein, care lucra în beneficiul miliardarului Steinmetz, avea legături în România, unde a lucrat în calitate de consultant politic. Așa că, spun anchetatorii, și-a folosit influența pentru a obține retrocedarea terenului pe numele lui Paul al României. În afacere a fost implicat și fostul consultant politic Dan Andronic, condamnat și el la 3 ani de închisoare cu suspendare. Valoarea celor 2 terenuri pierdute de stat în întreaga afacere a fost estimată la debutul anchetei la 145 de milioane de euro.